mai repede, mai stai, mă, știu, și a pus ăsta, că dacă era meci, acum nu mai pierdei timpul. Să înțelegeți care este problema. Ne-am uitat la meciuri, la Euro 2024. Jumătate de vară. Corect. La campionatul european, care e odată la 4 ani. Cum dau unii cu șutul în minge, dau cap în cap, se faultează, nu se pune golul care s-a dat. Este război și performanță și atletism. Uitați la ce vrea să ne uităm în 10 minute acum. Ce credeți? Ce credeți? La cea mai bună emisiune din lume. Insula. Unde sunt niște cupluri, din ce am înțeles eu, ăia vin împreună, pleacă despărțiți, își găsesc pe alții acolo, îi lasă și ăia după, nu prea am înțeles multe eu. Vârfe. Și eu ar trebui, și cred de 3 ori pe săptămână, să-mi pierd eu timpul la nebunia asta. Deci aici. O să te prindă, cred că nu o să mai lași vârfele alea de acolo. Da, dar de ce nu mergem noi? Că puteam merge și noi, din câte am înțeles. Nu merg la așa ceva. De ce? Dar ne uităm. Da, și ce? De fotbal te-ai apucat sau cum? Că nu înțeleg. M-am apucat, dar nu s-a putut. Voi vă uitați la chestia asta? Da, Biluța. Cred că ea vrea că e bârfitoare. Abia așteaptă, Biluța. Mai prinde viață cu bârfele astea. Da, e o babă foarte bârfitoare și Bela. Așa ne vom uita jumătate de vară.